Scopul rugăciunii, în primul rând, este nici nu știu pe unde să o apuc și de-aia ezit cu cuvintele aș zice, că este un dialog între om și Dumnezeu. Încep cu omul, pentru că noi ne știm mai bine decât pe Dumnezeu, care ni se pare că e tare departe. Ar trebui să încep cu Dumnezeu în toate, bineînțeles. În acest dialog noi ar trebui să avem permanent un contact cu Dumnezeu și am încercat să insăflu gândul ăsta de mai multe ori când am spus, să trâncănim cu Dumnezeu despre orice. Să nu gândim abstract. De exemplu, ce o să fac mâine, că trebuie să ajung acolo și trebuie înainte să merg dincolo și cum o să ajung. Pune un-ți Doamne și gândul tău a devenit rugăciune, Doamne, cum să ajung acolo? Că trebuie înainte să merg dincolo și nu știu cum o să fac. Ajută-mi, Doamne! Și a devenit rugăciune și nu-i mai puțin importantă, nici mai puțin lucrătoare decât ceea ce numim, în general, rugăciune. Există un moment pe care ar trebui să-l înțelegem ca un moment privilegiat, când rugăciunea trebuie să fie lepădarea lucrurilor lumii ca să fim în intimitate cu Dumnezeu. Pravila ca să vorbesc călugărește și pravila. Asta cum și-o poate trăi și aplica necălugărul în lume, în general, mult mai puțin. Un student în preajma examenului nu mă aștept să se roage 2 ceasuri în fiecare noapte și 2 în fiecare dimineață, sau mai știu eu ce. Are și o nevoie de împlinit, acolo. Dar ceva rugăciune și cât de cât în ale pocăinței, în dinamica vieții veșnice. Vrea să nu piardă contactul cu Dumnezeu total și după examen să se trezească în nu știu ce azimut, departe de Dumnezeu. Și atunci, în măsura în care poate și în felul în care poate pravila s-ar reduce, poate, la puțin 5 minute sau nu știu ce, dar un moment pe care eu îl înțeleg așa, fie că-i mare, fie că-i mic momentul, fie că-i un ceas, fie că-i 5 minute, să te regăsești în intimitatea ta cu Dumnezeu. Noi ar trebui, literal și practic, să trăim cu Dumnezeu, așa cum trăiesc 2 îndrăgostiți. Ei nu-și fac o pravilă ca să se întâlnească zilnic 10 minute, de la până la. Dar dacă se întâlnesc, dacă pot, dar, toată ziua tânjesc unul după altul. Le e dor unul de altul, dacă nu se mai vad, dacă unul pleacă la distanță parcă se rupe ceva în el, așa ar trebui să simțim noi cu Dumnezeu. Avantajul cu Dumnezeu ar fi că Dumnezeul, aparent, așa de îndepărtat niciodată nu-i departe. Zici, Doamne, uși, chiar, înainte să zici este cu noi, pentru că este în noi, chiar, dacă nu mai putem să-L descoperim acolo.